Un alt obiectiv din municipiul Drobeta-Turnu-Severin a fost finalizat. În jur de 40 de noi locuri de parcare vor fi predate cetățenilor. Este o investiție necesară și așteptată de 10 de ani de severinenii care locuiesc în zonă. Zona topolniței din cartierul Autogară a fost complet reabilitată, începând de la trotuare, iluminat public și până la amenajarea spațiilor verzi. Este o lucrare complexă luată de la zero, iar la momentul actual, cetățenii se pot bucura de o parcare modernă și civilizată, pe care o așteptau de 10 de ani. Sunteți mulțumiți? Foarte parcare, foarte mult. A ieșit un lucru deosebit. Și să știți că am și mărit de la 17 locuri, am ajuns cu tot în zona undeva pe la 40. Da. O să vi le preluați astăzi, e gata. Cristi, da. Terminăm astăzi aici? Astăzi, da. Da, deci astăzi terminăm, deja de diseară poate să intre oameni, nu? Da, diseară poate să intre. Da. Deci doar puțină răbdare să ne cerem scuze pentru perioada asta, dar știți cum e, nu poți să faci omletă dacă nu spargi ouă. Am stat 3 luni, mai stăm 2-3 zile, mai stăm câteva ore și nu este problemă. Noi vă mulțumim pentru efortul depus. Face parte dintr-un număr mai mare de parcări care le-am făcut în oraș și încercăm să vă sprijinim aici, în zona în care locuiți, să nu ieșiți în noroi, să nu ieșiți în de 40 de ani tot în noroi. Tot în noroi, da, exact. Cred că avem făcute în ultimii ani cel puțin 30 de parcări în tot orașul. Demarând multe proiecte de la zero, primarul municipiului Drobeta-Turnu-Severin a reușit să schimbe fața orașului nostru. Unul dintre obiectivele edilului Marius Creciu a fost ca toate cartierele Severinului să ajungă la gradul de modernizare pe care îl vedem în orașele dezvoltate ale Europei. Avem peste 30 de parcări. De fapt, a făcut parte dintr-un concept, acela am avut atunci când am devenit primar, acela de a veni în sprijin oamenilor în zonele în care locuiesc. Nu am construit doar parcări, atunci când am venit cu parcare, am venit și cu aleile de acces în bloc, am venit și cu trotuarele făcute acolo unde a fost cazul cu spațiul verzi, l-am modernizat, am tăiat ce era de tăiat și venim ca și aici, o să venim în toamnă atunci când va fi perioada de a pune copaci, venim să punem și aici. Deci a făcut parte dintr-un proiect mai mare al meu, aici vorbim de o parcare care a costat în jur de 700.000 de lei, cu acces în bloc, parcarea propriu-zisă, spațiu verde. Eu zic că în acest moment, încet, încet, ne apropiem de a rezolva această problemă acolo unde mai avem locuri a parcărilor nereabilitate. Mai sunt în oraș, nu pot să spun, dar eu cred că până în 2024 vor rămâne extrem de puține locuri în care să nu intervenim. Cetățenii din zonă sunt recunoscători, așteptând această investiție de 10 de ani. Până în prezent, aceștia au avut parte de gropi și noroi, trăind în condiții deplorabile. Avem o părere foarte bună. Domnul primar ne-a ajutat și a ieșit. A făcut ce a făcut aici. Că de 40 de ani am stat tot în noroi, tot în nămol până la genunchi. Asta vreau să vă întreb. Cum erau înainte aici? Înainte erau niște gropi aici, erau vai de lei. Noi, ce era aici. Și oamenii unde parcau mașinile? Mașinile parcau pe aici, în pământ. Și pe lângă faptul că ploua, erau grob mașinile... Erau pline de nămol. Cel mai important obiectiv pentru edilul Marius Creciu rămâne creșterea calității vieții pentru toți severinenii, indiferent de zona în care locuiesc.